Doamnelor și domnilor, bun găsit din nou la punctul PI. În această seară vom avea o ediție în trend, ca să spun așa, având în vedere că ieri a început un nou an școlar. Ca să parafrazez un vers celebru, o nouă primăvară pe vechile dureri, ieri a început un an școlar pe vechile probleme, unele dintre ele însă din fericire rezolvate, dar probabil că sistemul de învățământ românesc va mai avea destul de mult timp de așteptat până când lucrurile vor merge foarte bine, ca să nu spun că vor ajunge să fie perfecte. Perfecțiunea nu există, deci întotdeauna vom căuta să facem lucrurile cât mai bine la un moment dat. Sistemul de învățământ a fost într-o continuă reformă de 25 de ani, tot reformăm și rămâne nereformat, pentru că până la urmă rezultatele la sfârșitul unui an școlar arată dacă sistemul nostru de învățământ este performant sau nu. Și faptul că avem câteva vârfuri și avem nenumărate medalii și premii la olimpiadele din străinătate, asta nu înseamnă că întreg sistemul este așezat pe baze solide. Important este ca tot mai mulți elevi, cât mai mulți elevi, să aibă rezultate bune. Dar, așa cum spuneam, este un subiect în trend, însă mie îmi place să-l dezbat cu specialiști care știu despre ce vorbesc, sunt antrenați în domeniu. Astfel că în această seară am plăcerea de a o avea invitată în studio pe doamna profesor Georgeta Stănescu, inspector școlar și purtător de cuvânt în același timp la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu. Bună seara, doamnă, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc! Având și funcția de purtător de cuvânt, sunteți cunoscută telespectatorilor, pentru că toți colegii mei, atunci când au un subiect de învățământ, la dumneavoastră vin, sunteți deja însărcinată cu prezentarea tuturor problemelor pe care colegii mei le solicită. Așadar, ieri a început un an nou școlar, cam repede după nebuneala de la bacalaureat, aș zice eu. Da, într-adevăr, a fost o vară extrem de fierbinte, mai ales pentru cadrele didactice, aș zice, pentru că elevii au susținut examenul, ca și până acum, fără să fie vorba de modificări, pe când cadrele didactice care au făcut parte din comisiile de bacalaureat au avut într-adevăr o vară extrem de grea. Uneori am stat la serviciu și ziua și noaptea, dar am rezistat și iată că pe 14 septembrie am fost pregătiți să începem școala, aș zice, în bune condiții. Despre acest lucru aș fi vrut să vă întreb, pentru că una din tarele învățământului nostru, pe care eu o consider așa și una din problemele pe care le avem noi, este lipsa de predictibilitate. Adică de 25 de ani nu avem și noi un ciclu, să zicem, mai mare de 2-3 ani, cel mult, dacă au fost și atâtea, în care să știi sigur că ai început de la un capăt și sfârșești la un capăt în aceleași condiții. Reforma asta de care spuneam eu, continuă, perpetuă până la urmă, cred că aici s-a descoperit perpetuum mobile în reforma din învățământ, a făcut ca întotdeauna să se schimbe câte ceva. Anul acesta se mai schimb ceva? La acest moment nu putem să vorbim că sunt schimbări. Nu au apărut încă metodologiile după care se organizează examenele naționale. Acestea ar fi de interes pentru elevi și cadre didactice și, desigur, pentru părinți. În principiu, ele trebuiau să fie semnate la data de 31 august, astfel încât la 1 septembrie deja să se cunoască. Am înțeles că sunt deja transmise către monitorul oficial și urmează să fie publicate cât mai repede, astfel încât să știm cum stăm în vara 2016. E vorba de evaluarea națională a elevilor de clasa 8-a, un prag important pentru acest segment de vârstă, examenul de bacalaureat și modalitatea în care se va realiza admiterea în învățământul liceal. Mă refer aici, desigur, la învățământul preuniversitar pe care îl reprezentăm. Da, dar lucrul acesta se întâmplă în fiecare an? În fiecare an, deci aceasta în este fiecare an? Ca să apară metodologia
metodologii, de pildă la examenul de bacalaureat, de câțiva ani, metodologia în mare este aceeași. Ea este aprobată însă în fiecare an. Dar ce înseamnă metodologie mai exact? Regulile după care se desfășoară, așa, pe înțelesul tuturor, după care se desfășoară un examen sau un concurs. Aceste metodologii la care se adaugă procedurile care sunt transmise de asemenea de minister sau unele se impune, se necesită să fie gândite la nivelul inspectoratului școlar sau al unităților școlare. Aveți o experiență suficient de mare în învățământ și în activitatea la inspectoratul școlar. Nu știu, cu ani în urmă, când aveam noi impresia că învățământul e mult mai stabil și se desfășura după reguli mult mai clare și mai de lungă durată, existau așa aceste metodologii an de an? Adică eu nu înțeleg de ce e nevoie. Întotdeauna a fost, pentru că trebuie să existe niște reguli clare. Dar nu pot fi valabile cele de anul trecut? În principiu, v-am spus, de câțiva ani de zile, cel puțin la examenul de bacalaureat, regulile sunt cam aceleași. Adică mă gândesc că altfel ar dar și părinții și elevii liniștiți, știind din timp ce îi așteaptă, pregătindu-se pentru ce îi așteaptă, este o traumă totuși să schimbi ceva, să aduci o noutate, ceva ce n-a mai fost și pe care ei să pentru prima serie care trece prin... Nu, subliniez, de câțiva ani de zile, regulile sunt cam aceleași. Nici nuanțe, aș zice. Deci, practic, în anul acesta nu avem surprize majore până acum? Să sperăm că nu, pentru că, repet, nu au apărut. No. Dar vă spun, în fiecare an ele sunt aprobate prin ordin de ministru. Fie rămân aceleași metodologii și doar se modifică calendarul, firește, fie apar, iată, de pildă, anul acesta, la admiterea la liceu, pondera mediei 5-8 a fost alta decât cea de anul trecut. Dar acum aș vrea, pentru că eu profit că v-am aici odată în calitate de reprezentant al inspectoratului școlar și atunci dumneavoastră spuneți, vorbiți exact pe metodologie, ca să spun așa, pentru că reprezentați inspectoratul școlar, dar nu pot să fac abstracție de faptul că sunteți și profesor, sunteți părinte. Da. Deci treceți prin toate aceste etape, treceți prin toate palierele. Vă confruntați cu toate problemele, diferite ipostaze, da. De aceea o să-mi permiteți să apelez și la experiența dumneavoastră de profesor și la opinia dumneavoastră de profesor, până că faceți opinie, nu reprezintă opinia inspectoratului, ci opinia profesorului, ca să spun așa, pentru că eu am mare încredere în cadrele noastre didactice. Cunosc foarte mulți oameni profesori extraordinari, oameni devotați meseriei și care au reușit să-și păstreze demnitatea, chiar dacă au trecut prin situații mai dificile, profesional vorbind, sau ca tratament, să spunem așa, din partea diferitelor guverne. Întotdeauna se știe, cadre didactice nu au fost dintre cele mai privilegiate categorii profesionale, ca să spun așa. Într-adevăr. Da. Și ca să fac o paranteză, chiar astă seară reprezentanții sindicatului dumneavoastră au fost la întâlnire cu guvernul să negocieze măririle de salariu și s-au arătat de mulțumiți de procentul pe care guvernul putea să-l ofere și data de la care putea să aloce acești bani. Acum, om vedea ce-o fi... Da, aveți indicat să negocieze numele dumneavoastră. Să revenim la subiectul nostru, pentru că un subiect foarte neplăcut, ca să spun așa, pentru toată lumea, a fost rezultatul de la examenele naționale și rezultatul de la bacalaureat, care ne-a situat pe noi, județul Giurgiu, pe ultimul loc. Eu... am comentat la vremea respectivă subiectul acesta pentru că nu pot să accept lucrul acesta, că nu avem capacitatea de a ne ridica la un procent rezonabil, să spunem, măcar asemănător cu altor județe. Ați făcut la nivelul inspectoratului o analiză după aceste rezultate, după încheierea acestor examene?
În această perioadă se află în lucru materialele care vizează rezultatele obținute în anul școlar anterior. După cum se știe, fiecare an prezentăm starea învățământului giurgiuvean în anul școlar, de pildă 2014-2015, vorbim acum, o diagnoză, da? Ca ulterior să facem o prognoză, să vedem unde putem acționa astfel încât situația să se îmbunătățească. Într-adevăr, a fost extrem de neplăcut să ne situăm pe ultimul loc, dar asta este situația. Trebuie să recunoaștem că sunt câteva unități școlare de nivel liceal la care elevii care accesează intră de la bun început din clasa 9-a cu medii de admitere foarte mici. Nu mai există la evaluarea națională medie de promovare, media 5. Dacă la examenul de evaluare națională obține media 3 și cu media anilor 5-8, după o ierarhie și după opțiunile elevului respectiv, acesta este admis la liceu. Sigur că acest lucru se petrece în întreaga țară. Da. Dar trebuie să ținem cont și de faptul că suntem un județ sărac și situația financiară, situația socială a familiilor din care elevii provin își pune amprenta și asupra evoluției elevului. Într-o familie în care grija zilei de mâine este la ordinea zilei, preocuparea pentru învățătură începe să scadă, interesul familiei pentru copil de asemenea scade și dacă nu există o unitate între părinte, elev, nu ții legătura cu școala, rezultatele nu au cum să fie bune. Iar acești copii vor crește, vor deveni la rândul lor părinți și vor proceda cu copiilor probabil tot așa, pentru că și părinții acestor copii au foarte puțină școală sau deloc. Da. Și nu se gândesc măcar că netrimițându-i la școală le taie practic orice posibilitate de a trăi măcar mai bine decât trăiesc ei. Este vorba și de nivelul de educație al multora dintre părinți, dar eu mai vorbeam și cu domnul Oprișan, cu inspectorul nostru școlar general, tot pe acest subiect și îmi spunea că a identificat într-un fel cauza acestui procent foarte mic. Faptul că se înscriu foarte mulți, diferența dintre cei care se înscriu la aceste examene și cei care vin să susțină examenul este mare. Deci, practic, procentul se raportează la numărul de înscriși. Din atâția înscriși au promovat atâția. Da. Pe lângă cei care nu iau examenele, mai sunt și cei care nu se prezintă. Și avem, nu știu de ce, destul de mulți candidați care provin din București sau din județul Ilfov, din zonele învecinate județului nostru, care pot susține în baza metodologiei pe care o aminteam, deci în baza regulilor clar stabilite de minister, examenul la noi în județ. Ei bine, acești candidați de regulă nu promovează și ne încărcăm, ca să zic așa, și cu acești foști absolvenți din alte județe care diminuează procentajul promovabilității. Deci, asta ar fi o cauză, să spunem, un motiv al procentajului mic. Dar asta nu înseamnă că nu există și alte... Sigur că da. Cauze. În primul rând, să știți că elevii nu sunt foarte interesați să învețe. Subiectele de la bacalaureat nu sunt extraordinar de grele. Sunt doar 3 discipline. Limba și literatura română, care este disciplină obligatorie, la alegere matematică și istorie. Vreau să vă spun că la istorie întotdeauna notele sunt foarte mari și promovabilitatea este foarte mare. Deci puntea suspinelor o reprezintă matematica, de aceea și migrează mulți de acum către filologie. Și cea de-a treia disciplină, care este disciplină la alegere, deci ei ar trebui să prefere una din disciplinele de studiu și acolo să exceleze și să obțină rezultate foarte bune.
Ei, dacă nu te străduiești și nu-ți propui că trebuie să promovezi examenul acesta ca să ai un viitor și să știi de ce ai muncit 12 ani, oare cât să intervină profesorul acela care este dispus să stea și la ore suplimentare de pregătire? Sunt licee la care la acest program nu se prezintă decât extraordinar de puțini elevi, poate 1-2. Adică mă gândesc că aici e ca și la medic. Nici cel mai deștept medic nu poate vindeca un bolnav dacă acesta nu vrea să se vindece. Exact. Mă gândesc că nici profesorul nu-l poate învăța pe elev dacă el nu vrea să învețe și nu-l interesează. Bine, acum dacă o luăm așa pe lanțul acesta și ne oprim la elevul care n-are interes să învețe, dăm în altceva, și ne extindem în exemplele din societatea românească actuală și atunci vedem că ne învârtim așa într-un fel de cerc, nu știu dacă neapărat vicios, dar este un cerc, pentru că nu dăm de capăt și o luăm tot așa, da. Și ajungem și lipsa de interes a elevului, a părinților, lipsa de interes a unor profesori, așa de ce este, să nu recunoaștem. Să recunoaștem și acest, da, lucru. Sigur, ne asumăm că sunt și unele situații de acest gen, dar dacă e să punem în balanță, nu se înclină aici. Da. Dar totuși eu mă întreb, dumneavoastră sunteți în sistem de, n-ați părăsit sistemul deloc, sistemul de învățământ. De când a devenit bacalaureat așa o problemă? Că și noi am dat bacalaureatul, dar nu ne făceam așa probleme. A devenit o problemă existențială când se apropie vara, vai, bacalaureatul, bine. Care e pentru diferența? Că, în general, familiile își doresc ca elevii copiilor să acceseze în învățământul superior. Ori acolo nu poți fără examen de bacalaureat și sunt foarte multe universități, îndeoseb cele particulare, la care media de bacalaureat este cartea de vizită. Și da, atunci... de acord, dar și noi când am dat bacalaureatul, am dat ca pe un examen, am învățat pentru el, n-a fost așa o catastrofă națională, o isterie națională, vine bacul. Este pentru un examen. Probabil la totuși momentul acela noi altă preocupare nu aveam. Acum sunt atâtea ispite încât elevul se pierde. Și atunci ce să facem noi ca acest elev să nu se mai piardă în ispite? Pentru că el, eu vă spun că în toată ecuația aceasta, eu sunt de partea elevului. Și am declarat întotdeauna. Eu sunt de partea elevului pentru că pe el noi le educăm, părinții, școala, societatea. Eu am mai spus odată și o spun de fiecare dată când am ocazia. Pentru mine elevul e așa ca o hârtie, o coală albă, cu un antet, care e zestrea lui genetică și în care noi ne apucăm și scriem de când se naște. Părinții, rudele, școala, familia, societatea și apoi citești din el. Păi ce să citești? Ce ai scris? Ai scris poeme? Citești poeme. Ai scris în jurături? Citești în jurături. Deci eu așa consider elevul, copilul nostru. Într-adevăr, poziția lor nu este tocmai fericită. Eu spun de foarte multe ori că nu mi-aș mai dori să am vârsta lor. Și poate că sună ciudat cum să nu-ți dorești să fii tânăr. Nu, în această societate chiar nu. Sunt de multe ori în derivă. Nu știu pe ce drum să meargă. Nu au de unde să-și aleagă modele. Nu au ținte. Da, e foarte greu. E foarte greu și, într-adevăr, eforturile noastre trebuie să fie foarte, foarte mari. Să le atragem atenția, să folosim metode cât mai active în lecțiile pe care le realizăm ca să le stârnim interesul, să-i captăm în ceea ce facem la clasă. Exact, aveți mare dreptate. Există un decalaj între nivelul, ca să spun așa, la care vin elevii în școală privind informația sau, să spunem, modul în care ei își culeg informația și profesori? Există o diferență? Pentru de acum elevii, copiii, încă începând de la vârste foarte fragede, ei folosesc internetul și iau informații de acolo. Există un decalaj, e pregătit învățământul nostru până la urmă, așa cum este el, la stadiul actual, să primească acești copii care vin mult diferit față de noi, de cum eram noi la vremea noastră? Se încearcă foarte mult.
În acest sens, activitățile de formare continuă la care cadrele didactice participă au în prim plan aceste elemente de tehnologia informației, astfel încât fiecare dintre noi să reușim să fim cât de cât la curent, pentru că nu putem să ținem pasul cu ei. Trebuie să recunoaștem că, din acest punct de vedere, ei sunt deasupra noastră. Însă trebuie să avem o bună colaborare cu ei, uneori să exploatăm cunoștințele pe care ei le au și împreună să facem să meargă totul bine. Eu nu știu acum, m-am pierdut legătura cu școala, copiii mei au terminat de foarte mult timp școala și vreau să vă spun sincer că atunci când au terminat liceul am simțit că mi s-a luat o greutate din spate și nu pentru că ar fi fost copii răi sau aș fi avut probleme cu ei, nu, dar m-a terminat sistemul de învățământ. Deci a fost, mi s-a părut extrem de greu, extrem de stresant și am răsuflat ușurată. Anii de facultate nu i-am simțit pe care i-au făcut, cum am simțit perioada de liceu. Mi s-a părut mie foarte greu în perioada aceea, nu știu de ce. Dar există, cum să spun, acum copiii noștri sunt mult diferiți față de cum eram noi. Fără discut. La vremea asta. Cât de mult s-a schimbat metoda de predare, de relaționare cu elevul în cadrul orelor la școală, încât acesta să se simtă atras, să nu simtă că e mult depășită această metodă și nu corespunde nevoilor lui? Teoretic, destul de mult. În ultimii ani, toate activitățile sunt centrate pe elevi. Se vorbește permanent de metode active de predare-învățare. Rămâne însă ca fiecare cadru didactic să conștientizeze misiunea pe care o are, să depună tot efortul de care este capabil ca aceste lucruri să fie reale și nu doar în povești, doar în documentele noastre proiective, în planurile de lecție pe care le facem. Ține de fiecare dintre noi cum ne facem datoria, cum reușim, până la urmă și de ce bază materială dispune unitatea școlară respectivă, pentru că nu poți întotdeauna să improvizezi, trebuie să ai și materiale didactice care să vină în sprijinul unor lecții de calitate. Apropo de baza materială, există de câțiva ani există această mini-vacanță a elevilor activă, vacanța activă, care se numește școala altfel. Altfel, da. Da, da. Care este o idee foarte bună. Foarte bună și elevii o apreciază extrem de mult, dar nu-i întrebați pe profesori ce eforturi asta și vroiam. Financiare. Asta, aici vroiam să ajung. Pentru că, din punct de vedere al ministerului, da, a fost foarte simplu. Da. Au trimis, probabil, metodologia, exact, asta da, faceți. Dar ce presupune asta? Presupune excursii, da, vizite la muzee, la... Ori toate astea costă. O mulțime de materiale pe care trebuie să le faci. Da, ori toate astea... construiești chiar. Exact. Da, da. Și care... De unde? Părinții trebuie să suporte lucrul acesta, și profesorii eventual câteodată pentru... Mai sunt unele comunități locale, mai sprijină, într-o oarecare măsură, sprijină școala. Depinde fiecare de ce fonduri sau ce viziune are asupra acestui subiect, școala. Da, și asta depinde de autoritatea locală. Da, câtă da, importanță acordă. Da, deci ar putea să sprijine școala, dar vedeți că și cu dumnealor, dacă stăm de vorbă, tot banii îi aducem în da, atenție, că nu sunt suficienți. Da, dar nu sunt suficienți, dar cum Dumnezeu se face că pentru altele se găsesc bani? Dar aici niciodată n-au fost bani. Discutam și mai devreme de emisiune. Colegii dumneavoastră au fost reprezentanții sindicatului, au fost la negocieri cu guvernul și nu s-au înțeles, mă rog, pe cotele de procentele de mărire a salariilor. Eu mă gândesc că ar fi putut să spună foarte simplu că renunță la măririle care și așa sunt foarte da, mici. Da, tocmai așa. Am spus că nu mai vreau sunt nicio foarte mărire. Mici. Adică... Da? Dar cu o condiție.
pentru că tot spune guvernul că sunt bani, la anul 6% din PIB în bugetul anului viitor, 6% din PIB, așa cum cer sindicatele de an și an de zile, și alocate învățământului. Fie, da. Și atunci probabil că multe dintre aceste probleme s-ar rezolva. Că până la urmă totul se reduce la bani. Așa este. Și baza materială, și salarizarea, și profesorilor, și... Măcar dacă activitatea am putea să ne o desfășurăm în condiții normale, da, s-ar mai îmbunătăți un pic situația. Da. O altă problemă pe care o are învățământul nostru este aceea bazei materiale, să spunem așa, sau starea școlilor din județ, deși în ultimii ani s-au făcut investiții în școli. Care ar fi la ora actuală situația, să spunem, la nivel de județ și apoi la nivel de municipiu? An de an, să știți că starea clădirilor care găzduiesc procesul de învățământ se îmbunătățește, astfel încât unitățile școlare cu personalitate juridică au toate autorizație sanitară, iar celelalte unități care sunt structuri ale unităților cu personalitate juridică, aproape toate au autorizație sanitară. Din cele 200 de unități școlare, și includ aici și structurile, decât 11 nu au autorizație sanitară, și aceasta pentru că lipsește apa curentă și toaletele nu sunt corespunzătoare. La nivelul județului Giurgiu, comparativ cu alte județe, stăm destul de bine. Știu că în ultimii ani, cel puțin în ultimii 2 ani, s-au adus foarte multe microbuze școlare. În jur de 50 de microbuze școlare au revenit unităților administrativ-teritoriale. Practic, aproape fiecare localitate are un astfel de microbuz. A fost necesar să se recurgă la acest mijloc? S-a redus activitatea? S-au făcut comasări de școli? Da, s-a modificat. A scăzut populația școlară? S-a modificat și legislația școlară. Pentru ca o unitate școlară să aibă personalitate juridică, este necesar să aibă cel puțin 300 de elevi. Asta s-a întâmplat acum câțiva ani de zile, când la nivelul fiecărei comune, cu două excepții, a rămas o singură unitate școlară cu personalitate juridică, celelalte devenind structuri. Tot la acel moment a început să se pună mult accent pe cheltuiala per elev, elevul să atragă fondurile de la buget. Și atunci a fost necesar să se concentreze populația școlară la școala de centru, vorbesc aici de comune, da, și ceilalți elevi din satele care aparțin comunei respective să se deplaseze la școală cu microbuzul școlar. În felul acesta au avut parte de un învățământ de calitate, cu cadre didactice calificate. Vă dați seama că în colțurile îndepărtate ale județului cu greu se puteau deplasa cadrele didactice calificate dacă nu erau localnice, ori dacă școala s-a concentrat în comună, acolo a putut să se desfășoare un învățământ mai bun. Și microbuzele școlare sunt utile pentru realizarea transportului școlar către școala de centru. Știu că la vremea respectivă au fost câteva nemulțumiri, așa mai evidente, în rândul părinților, că s-au desființat școlile din... Da, într-adevăr, le este greu, pentru că trebuie să înțelegem că la 6-7 ani să te trezești dimineața, să te duci la microbuz, microbuzul să te transporte la școală, poate pentru unii este mai greu dacă locuiau aproape de școală. Dacă locuiau în cine știe ce colț al satului și aveau de parcurs 2-3 km până la școală, eu cred că situația aceasta, adică apariția microbuzului școlar, le-a ușurat situația. Plus calitatea învățământului. Sigur că da. Pentru că vă dați seama, una e să investești în școlițe mici-mici și alta este să investești într-o școală care știi că acolo este întreaga populație din comuna respectivă. Da, și practic s-a risipit banii pe... Sigur că da. Și cât cheltuiești pe încălzire, pe iluminat, se fac și economii în...
Ca să rămânem, ca să trecem la un alt subiect și să am o curiozitate aici, dumneavoastră ca și cadru didactic și cunoașteți pe colegii dumneavoastră și țineți legătura în permanență cu ei. Știți, mă uitam în filmele americane. Deși societatea americană nu este neapărat aceea pe care o vedem noi în filme. Acolo e și propagandă cu fiecare film pe care sunt deștepți. Asta e, o fac. Dar școlile erau finanțate sau pur și simplu acreditate, ca să zic așa, în funcție de performanțe. Da, și la noi există această evaluare care se realizează de către ARACIP și fiecare unitate școlară este preocupată să obțină un punctaj cât mai mare și raportul pe care este întocmit cu prilejul acestor vizite de evaluare să fie cât mai favorabil. Păi și atunci, dacă se întâmplă lucrul acesta și avem și noi legislație, de ce mai există aceste licee în care promovabilitatea la BAC a fost de 0 sau de 0,1%? De ce le mai ținem? De ce mai există ele? Că nu și-au dovedit eficiența, că până la urmă eu nu știu ce învață elevul la școală. Dacă el nu mi-a trecut examen, nu înseamnă că n-a învățat nimic, nu? Observați că de câțiva ani, de fapt cred că acesta este al treilea an, se reîncearcă introducerea învățământului profesional. Vă amintiți că aceste licee tehnologice, trebuie să recunoaștem din păcate că în general situația proastă la promovabilitate acolo este în primul rând întâlnită, au avut atât învățământ liceal cât și învățământ profesional. La un moment dat s-a numit învățământ de tip școală de arte și meserii. Și deodată ne-am trezit că toată lumea trebuie să facă liceul, că toată lumea trebuie să promoveze 12 sau 13 clase și să promoveze și bacalaureatul și iată că nu s-a putut. Fiecare trebuie să-și cunoască limitele. Și nu, n-aș zice asta, că n-aș vrea să cataloghez, dar poate un elev este foarte bun tâmplar, poate să devină un foarte bun dar tâmplar. Dar nu toți suntem la fel, doamnă. Unii sunt mai deștepți, unii sunt mai puțin inteligenți, unii mai preocupați, dar asta e realitatea. Vedeți, sunt 5 degete la o mână și nu-s la fel toate. Așa și într-o familie sau așa într-o societate. Mi se pare mai corect să acceptăm lucrul acesta, că nu toți suntem la fel de inteligenți și fiecare să-i dăm posibilitatea să se afirme pe nivelul, pe palierul pe care se situează el. Adică suntem românul ar avea o vorbă, decât codaș la oraș, mai bine în satul tău fruntaș. Decât un absolvent de liceu, inclusiv cu bacul luat, să spunem așa, care habar n-are să facă nimic și nici nu poate să-și facă o școală mai departe și în groașă rândurile șomerilor, mai bine un meseriaș bun, exact, care să-și poată câștiga o pâine. Exact. N-am chef să învăț foarte bine, pot să fac, să fiu mecanic auto, da, un mecanic auto foarte bun și să câștig foarte bine, sau dulgher, sau știu eu, și se încearcă lucrul acesta, agenții economici încep să susțină învățământul profesional, a apărut învățământul dual, adică acel învățământ care presupune susținere financiară din partea agenților economici. Elevii de la școala profesională beneficiază de bursă de 200 de lei lunar. Eu zic că deja se creează condiții astfel încât ei să se îndrepte spre a învăța o meserie. Pentru că știți de ce? Uite, noi tot ne plângem. Să zicem, mergem la restaurant, ne plângem că ospătarul nu ne tratează respectos sau nu ne servește la masă așa cum ar trebui. Mai trântește, mergem la magazin, nu ne place cum ni se adresează o vânzătoare. Da? Nu vorbește politicos sau nu ne tratează, ca fiecare vrea să fie. Nu știu, sau ne plângem, mergem la un ghișeu, iarăși funcționarul ne tratează. Toate astea probabil se datorează, sunt cauzate de fapt, de lipsa de școlarizare în domeniul respectiv. Pentru că multe dintre meserii se fac așa, calificare la locul de muncă, să spunem. N-au o școală în spate unde să învețe și
regulile de comportament cu clienții, cum se... Pur și simplu sunt, mă duc și servesc neapărat. Nu cred că au toți au o școală făcută cu diplomă de absolvire de ospătar, de vânzător. Da, așa este. Sau poate nu sunt suficienți de educați, pentru că dezamăgirile personale nu trebuie să umbrească modul în care îți faci datoria la locul de muncă. Uite, vedeți ceea ce spuneați adineauri de școlile acestea care să pregătească în anumite meserii. Probabil că aceste firme străine care au venit în România și multinaționalele simt lipsa acestei pregătiri profesionale a tinerilor noștri și au luat inițiativa să școlească ei. Există un grup de magazine, de supermarketuri care au luat inițiativa să școlarizeze acești elevi pentru magazinele lor. Pentru că ei... Da. Dar sunt niște străini care fac lucrul acesta, n-are rost să... Au spus așa și se spune că pentru a rezolva această problemă, un grup de companii private, în colaborare cu Ambasada Austriei, intenționează să deschidă din 15 septembrie o școală de comerț pentru elevii care își doresc să învețe o meserie în retail. Deci probabil ei au sesizat punctul acesta slab. Nu avem suficienți tineri pregătiți în meserii. Da. Și asta e o problemă mai veche. De când... Dar de ce s-au desființat acele școli de meserii? Mă rog, așa ca... Așa s-a dorit. Să toată schimbare. Lumea să facă liceu. Hai, să desființăm. A fost școală profesională, s-a transformat în școală de arte și meserii cu durata de 2 ani, s-a renunțat la asta, s-a trecut la învățământ liceal și acum, repet, suntem la al treilea an în care s-a... revenit la școală profesională cu durată de 3 ani. Da, acum, vedeți, mai trebuie să-i și convingem pe părinți și pe copii. Tocmai la 14 ani, cred că influența părinților, pentru elevul de 14 ani, influența părinților este extrem de importantă și dacă părintele nu înțelege că este mai bine să ai o calificare și să știi concret să faci un lucru, decât să te duci să faci liceu și să nu dorești să înveți, pentru că nu vorbesc aici de elevi, cred că foarte puțini sunt care nu sunt capabili să învețe. Mare parte dintre ei nu vor să învețe. Și atunci învață măcar o meserie ca să faci ceva în viața asta. Mă întorc la ceea ce spuneam și cu ala aceea albă. Dacă nu le-am inoculat din timp respectul pentru muncă, pentru învățătură, dacă am fost preocupați ca părinți, să zicem, de alte lucruri, copilul a fost mulțumit dacă am avut să-i dăm ce să mănânce sau a fost îngrijit și lasă că mergem, sau unii au mers pe principiu, știți cum spune românul, ce trăiește, crește. Da. Normal că acel copil n-a fost crescut în sensul ăsta și nici el nu o să înțeleagă de ce trebuie să muncească, mai ales că are pe cine să vadă, care n-a muncit o zi în viața lui, cu carte de muncă vorbesc. Aici că nu mai vorbim. Și da. Are tot ce-i trebuie. Și da. Atunci cum să-i spun eu ca părinte, muncește dacă vrei să ai? Da. Că vine și spune, păi uite, da. Cutărică, da, ce, l-ai văzut muncind? Deci eu de ce n-aș putea? Iar fetele, ca să nu mai spun. Deci asta spun băieții. Da. Iar la fete, exemplele pe care le au sunt deplorabile. Și atunci ele cu asta cresc în cap. Da, nu știu ce să zic. Există o comisie a audiovizualului. Ni se spune că avem telecomanda și putem să mutăm pe un post pe care îl preferăm, la o emisiune pe care o preferăm. Ei bine, copilul, adolescentul, nu știu, alege ceea ce nu trebuie ca model. Exact. Exact. Nu poți să fii lângă el oră de oră să vezi ce face în spatele tău. Și iată că are acces la informații, la scene, de tot felul. Ecranele noastre sunt pline de vedete. Deci vedete... Da, și termenul acesta, vedetă, nu știu, deja și-a pierdut... Și-a pierdut esența, s-a depreciat. Da, păi... Da. Și asta
spuneam de ce oferă societatea, iarăși ce scrie societatea pe acea coală de hârtie care este copilul nostru. Mi-e pare rău că toate acestea se spar până la urmă în capul lui, pentru că el este cel dezorientat, el este cel care suferă, el este cel care duce, are lipsuri, pentru că va deveni un adult și va fi foarte greu să se acomodeze, mai ales că își va face o familie și el are nevoie să muncească. Sunt multe probleme pe care nu știu dacă atâta cât vom mai trăi noi încadrându-ne în speranța de viață umană, vom reuși să le vedem rezolvate în România. De aceea putem vorbi aici și de rata foarte mare a abandonului școlar, iarăși un semnal de alarmă pentru învățământul nostru în general. În Giurgiu, care e situația? Nu stăm foarte rău la acest capitol al abandonului școlar. Asta pentru că întotdeauna am fost preocupat sau s-a întâmplat să consiliem elevii, părinții, să realizăm proiecte care să vină în sprijinul elevilor și să reducem pe cât posibil abandonul școlar. Chiar în această perioadă, Inspectoratul Școlar, în calitate de partener alături de Inspectoratul Școlar Brașov, derulează un proiect, Șansa ta pentru un viitor mai bun, educația, care a permis unui număr de 144 de persoane, le-aș zice, care nu aveau studiile finalizate, unii dintre ei nu știau să scrie și să citească, să acceseze programul de învățământ Șansa a doua și să aibă, iată, posibilitatea să obțină un certificat de școală primară, școală gimnazială și chiar de învățământ profesional. Sunt care vor să-și finalizeze. Acest program de tip a doua șansă nu este o noutate, el funcționează și prin finanțare de la bugetul de stat în fiecare județ din această țară, însă datorită economiilor pe care trebuie să le facem de fiecare dată, numărul de norme alocat pentru acest tip de învățământ este din ce în ce mai mic și atunci nu putem să școlarizăm toate persoanele care doresc să facă acest lucru. Ceea ce mi se pare că este... Da, inuman, aș zice. Sigur să refuzi... Da. Deci, adică, pe de o parte îl numim a doua șansă. Da, îi dăm omule a doua șansă, dar nu are oricine. Dar nu are oricine. A doua șansă. Și iată că a venit acest proiect care a permis suplimentarea normelor la acest tip de învățământ cu finanțare din fondurile europene. De asemenea, au fost consiliații elevii și părinții cu risc, părinții acestora, vorbesc de elevii cu risc de abandon, cei care înregistrau un număr mare de absențe și probabil aveau să renunțe într-un final la școală, au beneficiat și de sprijin financiar și de o masă. Chiar și programul acesta, și n-aș zice chiar, a fost extrem de important, programul acesta național, guvernamental, Lapte și Corn. S-a îmbunătățit cu mult frecvența, mai ales și aici au fost păreri împărțite și... În zonele sărace, vă spun că am văzut copii care veneau la școală și la grădiniță pentru acest corn și acel pahar cu lapte, care reprezenta o masă, unii dintre ei păstrau și păstrează încă și pentru frații de acasă, deci chiar nu trebuie luat în râs, aș zice. Că primește și elevul care acasă, eu știu, mănâncă somon sau lapte de cocos, nu știu ce alt exemplu să mai dau, până la urmă, știți, îl vede pe colegul care a primit lapte și corn și el nu are și discutăm despre egalitate. Absolut, așa cum până la urmă alocația este un drept al copilului și nu apanajul bunăstării părintelui mai mare sau mai mică, așa și acest... Rechizite școlare gratuite pentru elevii care au venituri foarte mici, bursa bani de liceu,
Chiar și acel sprijin financiar de 200 de euro pentru achiziționarea de computere. Și cred că mai există un program Fiecare copil la grădiniță. Pentru că s-a constatat, din câte m-am informat și eu, că rata aceasta a abandonului scade dacă copilul este integrat mult mai devreme în sistemul de învățământ. Și atunci, dacă reușim să-i atragem în grădiniță, avem toate șansele să scădem din acest procent al abandonului la învățământul primar și mai târziu gimnazial. Da. Bine, cu cel liceal este o problemă. Pentru că mă gândeam, pe vremea mea, eu aveam foarte multe colege venite din toate colțurile județului și care locuiau unele la gazdă, iar altele la internatul liceului. Nu mai există internat. Nu mai există internat. Avem un singur internat la seminarul teologic. Noi avem chiar o problemă și cu găzduirea competițiilor de nivel național. Ne-am dorit să organizăm competiții de acest tip. De altfel, s-a pus în fapt la sportul școlar domeniul acesta. Județul Giurgiu a organizat, cred că de 3 ani de zile, organizează etapă națională a olimpiadei sportului școlar, pe tenis de masă, pe șah. La celelalte discipline chiar nu avem unde să-i cazăm. Nu aceasta ar fi problema. Nu au unde să fie cazați elevii care vor să locuiască în municipiul Giurgiu și nu să facă o navetă obositoare. Obositoare și nesigură la un moment dat, pentru că iarna, de exemplu, așa este. Chiar dacă spun ei că le vor deconta. Și acolo au fost probleme, dar mă rog, să spunem, chiar dacă le decontează. Dar gândiți-vă un elev care face... Eu am făcut navetă. Da. Eu știu ce înseamnă să faci navetă. Este îngrozitor să faci zilnic și barșiță și pe ger să mergi cu și să pleci dimineață și să ajungi seara și depinde cum ai legăturile și e obositor, adică după ce merge 20, 30, 50 de kilometri cu mașina, ajunge acasă cu autobuzul, apucă-te și fă-ți lecțiile ca a doua zi o iei de la capăt și este foarte obositor și probabil că mulți renunță și din familii mai modeste și din localități depărtate de oraș, renunță. Acesta, da, da. Pentru că n-au bani de gazdă, gazda e scumpă, și atunci un internat n-am înțeles niciodată de ce s-au desființat. Nu știu ce să vă spun. A fost în intenție să se realizeze un campus școlar la liceul Tudor Vianu prin 2007-2008, cam așa, au stagnat lucrurile, probabil că n-au mai fost fonduri, din câte am înțeles se vor relua lucrările și cu siguranță într-un viitor, hai să nu zic prea apropiat, dar într-un viitor vom avea și un campus școlar care să permită cazarea elevilor care locuiesc în zone altele decât municipiul Giurgiu. Ar fi mai eficient lucrul acesta decât aceste unități școlare din județ, pentru că mai avem aceste, avem licee, avem, unde mai sunt licee? La Călugăreni. La Călugăreni, la Hotarele, la Prundu, la Bolintin Vale și la Mihăilești. Mihăile și Bolintin Vale, eu zic că sunt situate destul de departe de reședința de județ și nu știu dacă ar fi o soluție să migreze spre... Dar sunt licee bune care au avut rezultate bune? Liceul Dimitrie Bolintineanu este cea mai mare unitate școlară de nivel liceal din județ. În ultimii ani, de când cu criza economică, elevii n-au mai plecat mare parte dintre ei spre București cum procedau altădată și au rămas acolo. Au cam 1800-1900 de elevi și rezultatele sunt destul de bune.
Și aici rezultatele au început să scadă, tot datorită renunțării la acest învățământ profesional. În momentul în care toți au trecut să facă liceu cu rută progresivă, cu tot felul de trasee, promovabilitatea a început să scadă. Pentru că în loc să mergem să tratăm individul ca o entitate, să spunem, fiecare este în felul lui, mergem pe globalizare, da. Tot trebuie să fie, să treacă aceleași examene, da. Să aibă aceleași cunoștințe, da. Dar nu putem fi toți la fel. Da. Atunci dă-ne posibilitatea, tu, sistem de învățământ, să alegem, că eu, ca părinte, știu ce nivel are copilul meu, îl văd că îl testez în atâția ani de școală și văd rezultatele. Și atunci, de ce să-l încarc cu un eșec? Da. Să ajungă la o treaptă care poate să fie o traumă la un moment dat pentru el. Chiar este, da. Așa, și să-l încarc cu un eșec, când pot să-l dau la un nivel la care el să reușească și nu stă nimeni în cale, da. Dacă mai târziu, să zicem, îi vine mintea la cap și își aduce aminte că vrea să învețe mai mult, o poate face până la urmă. Are posibilitatea să o facă. Se vorbea la un moment dat de bacalaureat de tip A, de tip B, de tip C, care să-ți limiteze puțin accesul către învățământul universitar. Eu știu, bacalaureatul de tip A să-ți permită acces oriunde, de tip B un pic mai restrâns și de tip C... Și mi s-ar părea corect până la urmă. Nu știu dacă ar fi cel mai bun lucru, dar tot ar fi o posibilitate de a face această selecție și de a lăsa pe fiecare să aleagă. Că până la urmă nu te obligă nimeni. Acestea sunt niște posibilități pe care ți se oferă și fiecare își alege, fiecare își alege. Sau îți încerci norocul. Da. Anul ăsta încerc la A, nu reușesc la A, mă duc la bacalaureatul de tip B și finalizez cumva. Acum, din experiența dumneavoastră, așa, ca o curiozitate a mea, cam cu cât scad șansele unui elev să ia examenul de BAC ratând prima șansă, tot încercând într-un an, doi, trei, că poți să-l dai? Păi, dacă ne gândim la disciplina matematică, cu cât înaintezi în vârstă, ca să zic așa, că până la urmă... Și pierzi legătura cu școala. Nu mai reușești să recuperezi. Deci scad cu fiecare an, scad șansele. Bineînțeles, da. Deci șansele cele mai mari sunt în primul an când termină. Da, exact. După aceea... În sesiunea din toamnă, poate ai avut o zi proastă în sesiunea din... Tocmai de aceea există două sesiuni de bacalaureat. Ca astfel de situații să se rezolve. Poate am avut o zi proastă, poate nu m-am simțit bine. Ei au șansa, chiar dacă ratează proba de dimineață de bacalaureat, să susțină bacalaureat cu subiect de rezervă pentru cazuri excepționale. Deci li se acordă această șansă. Sau luna aceea pe care o mai au la dispoziție între sesiunea din vară și sesiunea din toamnă, în care să acționeze acolo unde a văzut că sunt carențe. Dar când este gol, ce să mai umpli până toamna? Da. Și rezultatele s-au văzut. E păcat că se întâmplă așa. Nu suntem o nație proastă, ca să zic așa. Suntem oameni inteligenți. În general, românii au dat dovadă că sunt, da. Ne pierdem așa, nu știm să profităm de anumite posibilități pe care ni le-a dat natura. Înainte de a ne lua rămas bun, pentru că am ajuns la finalul emisiunii, aș vrea să fac un anunț, ca să-i zic așa. Este un lucru pe care nu mi l-a cerut nimeni, o fac eu, că așa consider că ar fi, că este bine, și este vorba despre o nouă întâlnire a cenaclului literar Luceafărul, intitulat Ser de literatură și artă în cetate, iar acest lucru se va întâmpla mâine, miercuri, pardon, 23 septembrie, la ora 17, la Muzeul Județean. Deci, o nouă invitație a cenaclului Luceafărul, și cu această ocazie va avea loc și o lansare de carte.
intitulată Destinul unui deportat, scrisă de Carol Aschenbrenner, editată de editura Murg Sentimental anul acesta și care va beneficia de o prezentare a scriitorului Ion Machidon. Așadar, pe 23 septembrie, o nouă ședință a Cenaclului Literar Luceafărul la Muzeul Județean. Îmi place să anunț astfel de lucruri frumoase. Am uitat să spun că la sesiunea din toamnă, rezultatul, promovabilitatea obținută de candidații din județul Giurgiu s-a situat deasupra mediei de la nivel național, prin urmare s-au îndreptat puțin lucrurile, pentru că să știți că și mulți dintre elevi fie nu reușesc să obțină media 6 de promovare și atunci au nevoie să susțină din nou una dintre probe la care consideră că se simt mai bine pregătiți, sau n-au promovat doar la o probă și iată în toamnă au reușit să rezolve această problemă, așa încât pe ansamblu în anul 2015 nu suntem chiar pe ultimul loc la nivel de țară. Nu știu, nu mai zic nimic. Oricum, această a doua sesiune de BAC e o șansă pentru cei care știu totuși. Și iată că au știut destul de mulți din moment ce promovabilitatea a fost peste media la nivel național. Mă bucur dacă lucrurile se vor îndrepta. Probabil, așa cum am discutat, cauzele sunt mult mai multe și dacă ele vor fi eliminate în timp, probabil că vom ajunge să vorbim despre un procent real până la urmă de promovabilitate și vom avea surpriza plăcută, poate să descoperim că nu este chiar așa de tragic până la urmă. Bine, tragică ar fi dacă am vorbit în continuare și nu s-ar fi terminat emisiunea și de nivelul cadrelor didactice al unora dintre ele, pentru că am văzut și rezultatele acestora la... Dar probabil despre acest subiect într-un episod următor, pentru că cel de astăzi s-a încheiat. Profit de faptul că este început de an școlar și o să vă dau dumneavoastră posibilitatea întâi să le adresați colegilor dumneavoastră un cuvânt la început de an școlar. Sănătate și putere de muncă, echilibru și dorința de a face totul cât se poate de bine. Vă mulțumesc, le urez și eu să aibă un an mai bun, copiilor să fie ascultători, să-și asculte părinții și profesorii și să încerce totuși să învețe. Vor vedea ei că va fi mult mai bine. Vă mulțumesc pentru prezență, doamnelor și domnilor, ne despărțim aici și vă mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare.